când ne-a motivat necesitatea unui sistem de sonorizare cu un clopoțel, pentru că, după cum bine ați văzut și în filmulețul pe care l-am prezentat, doamna gardian folosește un clopoțel clasic și oră de oră urcă și coboară și această, și faptul că școala noastră este o școală nouă, proaspăt reabilitată și are nevoie de așa ceva, are nevoie de un sistem modern, pentru că noi credem într-o școală modernă și vrem să menținem anumite standarde. Al doilea lucru a fost faptul că vrem să menținem ideea unei școli prietenoase, așa cum spune și sloganul nostru. Și vrem să folosim acest sistem nu numai pentru acest clopoțel, vrem să facem radioul copiilor, vrem să punem în pauză muzică, pentru că elevii noștri au nevoie și de un moment de relaxare în pauză. Și vrem să se simtă bine, să vină cu drag la școală, să se bucure de tot ce înseamnă această experiență, pentru că anii ăștia nu se uită niciodată și este cel mai important. Să mobilizez oameni. Asta a fost cea mai mare provocare pe care am avut-o. Noi de aici, ca și directori, am încercat să mobilizăm în primul rând profesori și este foarte greu, pentru că timpul liber este limitat la noi în învățământ. Așa că toți profesorii s-au mobilizat, jos pălăria, n-avem ce să reproșăm. Iar provocarea pentru profesori a fost să mobilizeze părinți și elevi. Mis unor rude din Dubai, Franța, Anglia, eu sigur am avut din Anglia. Da, din Mexic. Da, un copil are tatăl plecat în Guatemala. Și am trimis de acolo, peste tot. Acest în permanență pe ideea că împreună suntem mai puternici. Și am văzut că ulterior aceste vorbe au fost preluate de către părinți în mediul online. Ne-a bucurat foarte mult lucrul acesta, pentru că am reușit să-i apropiem și să înțeleagă că noi, împreună cu dumnealor, suntem aici pentru copii. Noi pentru copiii dumnealor, iar ei pentru copiii lor. Și vrem tot ce este mai bun pentru elevii noștri, pentru că fără ei, noi nu am fi aici. Suntem un colectiv foarte unit, ce pot să zic. Suntem uniți și cred că este un mare avantaj. S-a simțit în plin. Iar entuziasmul nostru, că noi, doamna cel puțin, mult mai... Mai pătim așa. Copiii când văd la noi o anumită energie și un anumit entuziasm și ne copiază comportamentul. N-au cum altfel, pentru că vrei sau nu vrei, ca profesor, ești un model pentru ei. Un model de așa da sau un model de așa nu. Ei ne copiază comportamentul. Dacă văd la noi că noi suntem foarte entuziasmi, că vrem, că hai, că să facem, că nu-i greu, că uite așa se face. Ei, copilul o să-ți urmeze exemplu. Da. Și asta e anul timp. Da. Noi dăm tonul, de fapt. Da. Da. De la noi pornește tot, cum s-a văzut. De fapt, asta a făcut ca toată lumea să vadă cu ce probleme se confruntă o școală sau alta, o grădiniță sau alta. Adică un alt fel de a face lucrurile astea vizibile, nici nu știu un alt fel mai bun. Adică chiar dacă ție ți-a plăcut filmulețul școlii 11, dar tu dacă ai votat, înseamnă că tu te-ai mai uitat și la celelalte filmulețe, că așa ar trebui, nu? Și atunci ai văzut că și acolo lipsește ceva, și acolo lipsește ceva. Poate, prin astfel de inițiative, o să reușiți să determinați pe cei care au puterea să schimbe ceva în bine. Mulțumim!